Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Dacă te-ai născut pe 10 septembrie, observi cu ușurință oportunității deosebite și ai tot ceea ce este necesar pentru a găsi succes în aproape orice afacere atractivă pentru tine. Ambițioasă, intenționată, persistentă și meticuloasă, ești mult mai încrezătoare în tine însăți decât o fecioară tipică. Urmărind să obții poziții înalte de putere și să câștigi prestigiul public, ești pregătită pentru muncă îndelungată și gra pentru a-ți atinge obiectivele. Știi ce vrei? Nu ascunzi aceste lucruri și nu te oprești până nu obții ce vrei. Tu cinstești în mod sacru tradițiile și originile, inspirându-te din trecut pentru azi. Tu duci o viață fericită, măsurată, calmă. Cu toate acestea, nu ești lipsită de ambiții personale a fi stăpân a șugului tău, a meseriei tale, dar a nu atrage prea mult atenția asupra ta este stilul tău. Deși ești un muncitor excelent, ești rare ori atât de ocupată cu cariera ta încât să nu poți găsi timp pentru familie. Într-adevăr, găsirea unui echilibru între responsabilitățile de serviciu și cele de acasă poate fi principala ta preocupare. Semnul tău zodiacal aparține constelației Fecioară. Fecioara este directă legată de semnele elementului pământ, care se disting prin următoarele calități, echilibru emoțional, strălucire, diligență, sacrificiu, acuratețe, decență, responsabilitate. Ești guvernată de mercurul insidios și inventiv. Această planetă ți oferă o perspectivă și o minte vie, o memorie excelentă și o performanță excelentă îi atrași pe ceilalți datorită energiei tale strălucitoare și decenței profunde. Cu toate acestea, intuiția și tendința de a pune totul pe rafturi, te pot inspita la o critică excesivă, atât față de ceilalți, cât și față de tine însăți, dar ești mai liberă de introspecția epuizantă. Nu ești ușor de păcălit, ești fiabilă și activă, iubești copiii. Trebuie evitate aspirațiile excesiv de materialiste, Criticile inutile, izolarea egoistă și dorința de a controla în mod insidios pe cei din jur, datorită memoriei tale excelente și atenției pentru detalii, devii rar ori victima înșelăciunii, iar munca grea, combinată -o cu o energie de invidiat, îți permite să atingi înălțimul în orice afacere. Trebuie să-ți înfrânezi criticul interior, altfel aceste lucruri poate duce la timiditate excesivă. Tema de a începe orice afacere din cauza fricii de eșec. Îți este indicat să lupți pentru împrăștiera ideilor tale și să dai frâul liber vivacității și curajului minții. Guvernatorul tău astral este Mercur. Acesta îți oferă caracterul critic și pedanteria. Mercur este un patron excelent pentru analiști, profesori și cei care lucrează în sectorul serviciilor. Planeta ta în exil este Neptun. Acesta este responsabil pentru lipsa zborului imaginației, precum și pentru respingerea abstractizării. Ești ambițioasă și pedantă, critică, rațională, sociabilă, prietenoasă, ești gata să vină ajutor, Preferi o viață calmă, măsurată, planificată, nu-ți plac surprizele, în zona de confort admiți puțini oameni, deși cercul tău social poate fi imens, în același timp. Construirea de relații strânse cu tine nu este ușoară. Dacă în tinerețe ai găsit o ocupație care să te capteze în întregime, o grea problemă este deja rezolvată, altfel ești predispusă să te plimbi peste marea vieții și numai la vârsta adultă alegi o profesie. Întâlnești un suflet cu adevărat pereche și îți creezi o familie în care, de regulă nu există niciun dezacord. Foarte practică, cunoscându-ți valoarea, tu apari în fața lumii ca personalitate foarte echilibrată și într-un mod bun stabilă. Cu toate acestea, poți duce o viață interioară ascunsă de ochii curioșilor, iar pasiunile tale nu sunt atât de bine controlate. Tu nu faci parte dintre acei oameni care calculează fiecare pas, mai degrabă ai tendința să cedezi periodic la desfășurarea evenimentelor, cu dorința ta neobișnuită de a fi. Ai nevoie de o cantitate corectă de stimulare, pentru a nu-ți pierde gustul pentru viață, deși ai tendință către conservatorism, te străduiești să ai prieteni, parteneri și soții originali, reflectând propria dorință de a fi originală. Cu toate acestea, această dorință este cea care provoacă adesea un stres psihologic profund, deoarece nu poți depăși uneori barierele interne, a face față stresului nu-ți stă atât de ușor. Poți prefera să fii asistent al unei personalități extraordinare, ceea ce întâmplător se dovedește destul de bun pentru tine. Cu toate acestea, mai devreme sau mai târziu, poți ajunge la concluzia că ar trebui să te concentrezi asupra propriei vieți și să fii suficient de curajoasă pentru a nu sta numai pe propriile picioare, ci și pentru a-ți defini familia sau tovarășul de viață ca fiind persoana principală te distingi față de alți nativi din fecioară prin astfel de trăsături speciale, ești îngrijită, practică, sensibilă, te străduiești pentru excelență în orice, în cariera ta, în relații și în aparență. Cochetăria ți este străină, precum și falsa modestie. Tu primești complimente bine meritate cu demnitate, dar nu ești înșelată de acestea. Ești bine versată în oameni, este dificil să fii înșelată sau indus în eroare. Cum afectează data de 10 septembrie soarta Pentru tine sunt dominante astfel de calități, determinare, încredere în sine și calm. Tu știi ce îți dorești de la viață și știi ce meriți? De aceea te vei strădui să-ți asiguri tot ceea ce este necesar pentru un confort adecvat. În ciuda tuturor tipurilor de dificultăți care ți apar pe parcurs, tu privești optimistă tot ceea ce se întâmplă găsești forță în tine însăți pentru a nu te întoarce înapoi, îți construiești planurile acum și privești pozitiv un viitor transparent și luminos. Tu poți întruchipa cu ușurință tot ceea ce este conceput în timp real. Aceste lucruri te ajută să-ți asiguri viața prosperă, uimind pe toți cu realizările tale creative și cu munca practică de succes. Te străduiești pentru o independență completă, în special financiară. Poți obține mult în viața ta. Sarcina ta principală este să nu te îndoiești de abilitățile tale și de originalitatea talentelor tale. În mod clar, îndreaptă-te spre obiectivele tale și apoi poți realiza multe. Perseverența ta, dorința de auto și autoralizare te vor ajuta. În dragoste și relații, vei putea aranja confortul în casă, vei petrece timp cu familia ta. Ești înzestrată cu capacitatea de a combina afacerile cu plăcerea. În fluxul activității de muncă și al treburilor gospodărești, ai nevoie de schimbări în viață. Ești capabilă să tratezi cu respect și înțelegere persoanele care te înconjoară. Acorzi mult atenție la alegerea partenerului de viață. Poți alege în suflet pereche pentru a trăi împreună pentru o perioadă foarte lungă de timp, dar dacă ți-ai făcut deja alegerea, va rămâne de obicei pe viață. Dragoste și compatibilitate pasională și blândă, în iubire ești predispusă la impermanență emoțională. Întrucât adevărata înțelegere reciprocă nu este mai puțin importantă pentru tine decât romantismul și dragostea, atunci, fără a o găsi, unor poți prefera să fii singură. Cele mai multe șanse de a face o pereche ideală ai cu reprezentanții altor semne pământești ale Zodiacului, Taur și Capricorn. Aceștia, la fel ca și tine, Așteaptă de la o relație mai multă constanță și stabilitate decât un uragan al pasiunilor, taurul te va ajuta să devii mai senzuală și emoțională, iar Capricornul îți va înțelege cu ușurință dorința de ordine și organizare, posedând și gândire analitică. Cu reprezentanții semnelor scorpionului sau leului, ai perspective destul de bune în viața de familie, în acest caz, ei vor fi în rolul sclavului pierzând complet conducerea în fața ta, în același timp, nici leul, nici scorpionul nu te vor suprima, apreciindu-ți inteligența, organizarea și consecvența, cele mai nereușite alianțele poți forma cu pești și berbec. Peștii, la fel ca și tine, nu sunt niciodată rezolvați din primul pas, sunt pasivi și închiși, drept urmare, relațiile cu peștii se estompează înainte de a începe. Berbecul însă, te suprimă cu presiunea lui, te sperie cu perseverență și imprevizibilitate. Un săgetător te va considera prea rece și distantă, chiar dacă ți apreciază inteligența și spiritul de ordine, dorința de cunoaștere. Vărsătorul este mult prea invidios și avar pentru a se uita la tine, gemenii se vor plictisi ușor și vor lua imediat altă cale, balanța va crea multe nedumeriri și te va respinge lentoarea și lipsa ei de determinare. Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce, locuri de muncă și carieră. Ai succes, ai totul pentru a-ți atinge obiectivele. Ești înzestrată cu o minte ascuțită, intuiție, gândire analitică și abilități creative. Ești intenționată, ambițioasă, meticuloasă, atentă la lucrurile mărunte. Poți face repede o carieră. Scopul tău este adesea să obții un post înalt, un anumit statut. Știi clar ce vrei? Gândești cu atenție un plan pentru a atinge obiectivul. Domeniul poate fi ales diferit, de la jurnalism la filozofie, de la inginerie la pedagogie. Cu toate acestea, poți avea tendința să atragi atenția. Prefer să fii respectat în cercurile înguste. Ești practică? Îți cunoști valoarea, prefer să lucrezi pentru o recompensă serioasă, poți fi gata să transferi abilitățile către studenți, dar nu primești prea multă plăcere din partea îndrumării, sănătate și boli, tu poți arăta destul de sănătoasă, dar cu toate acestea, îți poți ascunde anxietatea față de simptomele diferitelor boli, majoritatea dificultăților de sănătate sunt asociate cu supraîncărcare nervoasă sau, în orice caz, au o bază psihologică, în timp reușești să menții ordinea în viața ta, nu ai probleme speciale, dar, de îndată ce vei constata o discordie în afacerile personale sau oficiale, toate bolile ascunse cu atenție se fac simțite, îți poate fi dificil să menții un ritm activ al activității tale fizice, dar oricum merită încercat, în plus, ar trebui să iei în considerare problema unei alimentații echilibrate, iar asta, apropo, va ajuta în lupta împotriva insomniei, destinul și norocul, Universul a hotărât să fie intenționată, încrezătoare, cu un caracter ferm, vibrațiile din această zi sunt astfel încât să consolideze toate calitățile pozitive ale caracterului tău, ești înzestrată generos cu talente, ai un potențial creativ imens, o nevoie constantă de a învăța ceva nou, știi să observi și să apreciezi frumosul. În viață, poți atinge o poziție înaltă, poți crea condiții minunate pentru tine însăți, poți fi înconjurată de confort și lux. Trebuie să fii mai încrezătoare în tine însăți. Sfaturi pentru tine. Acorde mai multă atenție nu numai ai nevoilor tale, ci și dorințelor. Urmărește-ți cala și dezvolte-ți talentele naturale. Nu judeca prea tare pe ceilalți și nici pe tine însăți. Extindeți orizonturile pentru a face față viitorului. Dacă vei găsi fericirea în viața ta personală, îți va fi mai ușor să faci față tulburării din jurul tău. În Întotdeauna trebuie să depui eforturi pentru îmbunătățirea de sine, autodezvoltare. O astfel de abordare a vieții, cu evaluarea corectă a capacităților tale, te va ajuta la obținerea de rezultate mai bune. Ce cadouri ți se potrivesc, în general? Femeile nu sunt ușor de mulțumit și cu atât mai mult, tu care ești născută sub semnul fecioarei, poate că tu însă-ți suferi de inconstanță, dar acesta nu este un motiv pentru a refuza să-ți ofere cadouri. În sfera cadourilor nu ești naivă, ești practică. Zelul de a duce un stil de viață sănătos și adecvat este o caracteristică a ta. Un abonament la un club de fitness, piscină sau spa, un bilet de vacanță, o carte despre alimentația corectă și sănătoasă, cu ilustrații și rețete vii, toate acestea te vor încânta. Un cadou de neprețuită de ziua ta de naștere poate fi un ajutor în pregătirea bucatelor pentru masa festivă, dorința de a cumpăra produsele uitate. Tu poți fi mulțumită de cadourile pentru care femeile din alte semne zodiacale ar putea fi jignite, un aspirator, un set de prosoape, un set de lenjerie de pat, o cutie de pâine din lemn. Dacă alegerea unui cadou pentru tine este un impas, atunci ți se poate dărui bani, dar este important ca cel care oferă să ghicească suma, pentru că o sumă prea mică te va jigni cu zgârcenia celui care dăruiește și prea multă te va pune într-o poziție foarte incomodă. Un cadou bun poate fi un abajur elegant, râșniță de cafea sau o oală cu fundă dublu. Utilizarea unor astfel de articole nu contravine convingerilor tale. La fel sunt cărțile pe orice subiect, fie că este vorba de un volum de Rudolf Steiner, fie de un dicționar engleză român. Tu ai o atitudine foarte părtinitoare față de bijuterii. Este mai bine să nu experimenteze cineva cu aurul, mai bine să se concentreze pe arginte de înaltă calitate. Nu-ți plac surprizele. Dacă cineva dorește să te mulțumească, trebuie să arunci o privire la ceea ce ai deja, apoi să-ți dăruiască ceva de genul acesta. Tu pui preț mare pe confort și locuință. Prin urmare, este mai bine pentru tine să ți se prezinte cadouri pentru casă, un set de lumânări parfumate, prosoape, halate de baie, ceasuri de perete, tablouri. Nu vei refuza o pătură confortabilă, un pulover cald din lună moale un set de șervețele pentru băutul cafelei, un set de lingurițe pentru aceasta, perdele de bucătărie, dar cu respectarea culorilor bucătăriei. Dacă ți se oferă un aparat de cafea, este indicat să conține și un set de filtre. Certificatul de garanție și instrucțiuni sunt foarte importante. Tu citești instrucțiunile chiar și pentru acele lucruri ale căror funcții îți sunt mai cunoscute decât inventatorul. Tu nu ai nevoie de ambalaje pompoase, sclipitoare. Din potrivă, dacă îl consideri prea scump, vei clipi puțin mai dezin ochi. Florile pentru tine sunt de fapt un simbol, deci este posibil să-ți fi oferit un buchet destul de modest. Atunci când cadoul este mic, atunci florile pot fi mai reprezentative. Acest este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.